Dragilor, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur foarte mult să fiu cu voi, să vă revăd. Unii mi se pare că ați mai, să nu zic îmbătrânit, v-ați mai maturizat. Mă uitam în partea stângă, zic, numai de la Malaga pot să fie, frații. Pe mulți vă cunosc, unii sunteți mai mici, dar ați crescut în perioada aceasta. 9 ani și jumătate avem de când am plecat în România. Sunt împreună cu băiatul nostru cel mai mare, Marcus, și Dumnezeu ne-a ajutat pentru câteva zile să fim împreună cu voi. Dragii mei, este o seară de tineret, o conferință de tineret, intitulată Dependenți de Dumnezeu. Înainte de a citi cuvântul care deja a și fost afișat, cele două versete, putem citi chiar trei versete din Ioan, capitolul 15, aș avea ceva pe inimă, frate Ovidiu. Aș vrea să cântăm cântarea Ce minunat să fii dintr-o familie. Biblia spune, dulce și plăcut este să locuiască frații împreună. Nu știu dacă ați mai fost vreodată provocați la conferințe de tineret să cântați cântarea aceasta, dar obișnuiesc să chem frații să cânte această cântare care spune ce minunat să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Vă invit să vă ridicați, să cântăm cântarea aceasta și apoi vom asculta mesajul Domnului și Domnul să ne binecuvinteze, să cântăm din toată inima, să ne considerăm o familie, familia lui Hristos, toți sunteți ca și copiii noștri. Dar mai presus de faptul că aveți un tată și aveți o mamă, sunteți copii al lui Dumnezeu. Și doresc ca Dumnezeu din cer să privească în seara aceasta la cum ne deschidem inima să cântăm și inima noastră să fie deschisă și să-L lăudăm pe Domnul cu toată sinceritatea. Slăviți să fie Domnul! Domnului Iisus, ce minunat e să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie. Familia Domnului Iisus, suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește. Mulțumesc! Domnul să vă binecuvinteze! Haideți să ascultăm cele trei versete din cuvântul Domnului. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 4, 5 și 6. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Amen. Acum, n-am să vă cer să dați mâna unii cu alții, pentru că pandemia asta ne interzice. Și mai ales că noi venim dintr-o zonă destul de primejdioasă, România. Dar vă rog, uitați-vă în ochi unii la alții și binecuvântați-vă și prin masca aia binecuvântarea va pătrunde, slăvit să fie Domnul.
Binecuvântați-vă! Domnul să vă binecuvinteze! Domnul să vă binecuvinteze! Mulțumesc, vă rog să reocupați locurile! Dragii mei, din toată inima vreau să vă salut în această seară și mă bucur să fiu cu voi. Majoritatea mă cunoașteți, doar cei care sunt acum la vârsta de poate 15-16 ani la majorat sau adolescenți. Prin harul lui Dumnezeu am păstorit această biserică 5 ani de zile. De 9 ani și jumătate, așa cum am spus, suntem repatriați în România. Acum vă aduc salutări sfinte din Bistrița, acolo unde eu m-am căsătorit, să nu spun m-am măritat. Dar de 21 de ani sunt căsătorit cu Cristina, o doamnă, o soție minunată, Dumnezeu ne-a dat 3 copii și mulțumim Domnului pentru ei, că sunt mari acum, cea mai mică este de 13 ani, apoi Damaris de 15, Marcus de 18. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul lui, pentru binecuvântarea lui și în seara aceasta vă spun tuturor, bine ați venit în casa Domnului, bine ați venit în prezența lui Dumnezeu, bine ați venit sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Tema din seara aceasta este dependenți de Hristos în viața aceasta. Noi avem foarte multe dependențe. Când vorbim din perspectivă omenească, vreau să vă spun că noi încă de mici, de când ne naștem, suntem dependenți. Știți această realitate? Fratele Marius îl ține pe băiatul lui în brațe. Este un exemplu practic, vizibil. Copilul încă de când se naște este dependent de tata și de mama. Este o dependență. Vrei, nu vrei, depinzi de părinți. În creșterea noastră ca și copii am depins de părinți. În creșterea copiilor noștri ei depind de părinți, depind de mama, depind de tata. Este o mare binecuvântare când copiii se nasc lângă doi părinți responsabili. Este un mare har când copiii noștri cresc lângă noi ca și părinți care ne temem de Dumnezeu. Este adevărat că e trist faptul să spun că unii copii n-au harul acesta. Dar dacă ați avut harul și aveți harul să fiți lângă doi părinți responsabili, mulțumiți lui Dumnezeu pentru aceasta. Și mulțumiți lui Dumnezeu pentru ei și binecuvântați-i, lăudați să fie numele Domnului. Noi avem multe dependențe în viață și aș vrea să subliniez din perspectivă omenească, așa cum spuneam, prima dependență este dependența de părinți. În creșterea noastră, în educația noastră, primii pași pe care îi facem în această viață este atunci când tata sau mama te ține de mână. Primele cuvinte care noi le rostim, care sunt? E adevărat că de regulă se spune mama, pentru că mama e ceva special. De aceea doamnele sunt ceva special, de aceea fetele sunt ceva special, așa că apreciați-le. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apoi, o a doua dependență în viața noastră este dependența de școală. Noi depindem în educația profesorală, depindem de dascăl și de școală. Dascălii, laici și școala ne oferă posibilitatea să ne formăm o carieră în viață. Noi, ca să ajungem niște oameni, celebrități sau anumite personalități sau în anumite funcții, în anumite instituții, trebuie să faci o școală. Așa cum spunea fratele Ovidiu în această seară, că încercăm să muncim, să realizăm ceva în viață, să avem o școală bună, să construim o casă frumoasă, să aveți o mașină bună, toate lucrurile acestea sunt bune și sunt binecuvântări care Dumnezeu ți le poate oferi. A avea o școală bună este ceva foarte bine în viața aceasta cotidiană, terestră. Noi depindem de școală în ce privește viitorul nostru. Știți ce înseamnă educația din școală? Știți ce înseamnă dependența de dascăl și de școală? Înseamnă o haină pe care ți-o dă societatea. Dar să nu uiți că într-o zi s-ar putea ca societatea să te dezbrace de haina aceea. Însă vom observa în lecția de astăzi, din seara aceasta, că atunci când te îmbracă Dumnezeu cu haina Lui, de haina aceea nu te mai dezbracă nimeni, pentru că ești un om binecuvântat de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. În al treilea rând, depindem de un loc de muncă, ca să ne câștigăm existența, ca să ne cumpărăm haine de care avem nevoie, să cumpărăm pâinea cea de toate zilele, să cumpărăm ceea ce noi avem nevoie pentru viața cotidiană, terestră. Noi depindem de un loc de muncă. Depindem, suntem dependenți. Vrem, nu vrem, depindem de lucrul acesta. Apoi în viața familiară, când vorbim despre instituție, ca familie,
Într-o oarecare măsură, soțul depinde de soție și soția depinde de soț. Mâna sus cei care nu-s căsătoriți. Ei, voi asta n-ați experimentat încă. Mâna sus cei căsătoriți. Două mâini puteți ridica să fim mai mulți ca ei. Noi, într-o oarecare măsură, depindem de soție, soția depinde de soț. De multe ori spun soției mele că mai plec în lucrarea lui Dumnezeu și acum suntem o săptămână aici și zice, așa mi-e de dor de tine. Zic, știu, pentru că ești foarte dependentă de mine și eu sunt dependent de tine. Același lucru îl spun și eu și este un lucru bun. Într-o oarecare măsură, noi depindem de partenerul de viață, dar... dați-mi voi să vă spun în seara aceasta, până aici totul este ok. A depinde de părinți e bine, a depinde de școală e bine, a depinde de un loc de muncă e bine pentru a-ți forma o carieră e bine, a depinde în viața de familie, de soț sau soția de soț și soțul de soție e bine, e partea frumoasă a dependenței. Dar aș vrea să vă spun în această seară, există o parte întunecată a dependenței. Există o parte foarte întunecată a dependenței. Și nu știu dacă cineva în seara aceasta se va regăsi într-o astfel de parte întunecată. Dar încă de la început vreau să spun că Iisus e aici. Și Iisus poate să rezolve orice problemă, orice dependență din viața voastră, pentru că El este stăpân și poate totul. Partea aceasta întunecată a dependenței este de două tipuri, dependența psihologică și dependența fizică. Este dependența de tutun, este dependența de alcool, este dependența de droguri. Apoi este o dependență în comportament. Oameni care sunt dependenți în comportamentul lor, care înseamnă sexualitatea, pornografia, care sunt jocurile de noroc, internetul, cumpărăturile în exces, știți că și cumpărăturile și vizitele prea dese la mall sunt o dependență? Cumpărăturile în exces, nu te gândești că ți-ajunge salariul până luna viitoare sau nu? Tu trebuie să cumperi, tu trebuie să faci aia, tu trebuie să bagi banii la jocuri, tu trebuie să mergi la jocurile de noroc. Sunt niște dependențe, este partea întunecată a dependenței. Frații mei, aceste aspecte sunt cauzate de mai mulți factori. Lipsa de comunicare, prietenia cu colegii care pot să fie oameni care să te ajute, prietenia cu familia, lipsa de comunicare cu tata, cu mama, lipsa de apropiere de pastorul bisericii, lipsa de apropiere de liderul bisericii, te închizi în tine și ai o stare de singurătate și ai impresia că nu te înțelege nimeni și n-ai curajul să spui nimănui problemele tale și nu te poți descărca și nu te poți deschide și nu poți să-ți mărturisești viața și acolo te închizi în tine, este un factor care va duce la anumite dependențe. Ești împins de diavolul în momentul în care diavolul are acces. Când deschizi o portiță, el are acces și lovește acolo unde ești foarte vulnerabil. Dar vestea bună în seara aceasta, știți care este? Că pentru astfel de dependențe, partea aceasta întunecată a dependenței, există tratament. Tratamentul este cuvântul lui Dumnezeu, este Iisus Hristos. Mulți tineri în viață au trăit și au experimentat anumite momente de supărare în viață, de faliment, de depresie, de singurătate, în care poate v-ați gândit și vă gândiți dacă cuiva îi pasă de voi, dacă cineva este interesat de viața voastră. Aș vrea să vă spun în această seară, și nouă ne pasă de voi, dar mai mult decât noi, îi pasă lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui! Slăviți să fie numele Lui! Dacă există tratament, este vestea cea mai frumoasă, există tratament pentru astfel de dependențe, este cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să vedem importanța de a depinde de Dumnezeu. Pentru că partea cea mai frumoasă a lecției în această seară este că noi depindem de Dumnezeu și trebuie să depindem de Dumnezeu. Ascultați ce spune versetul 4.
Rămâneți în mine. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. E o promisiune a Domnului Iisus Hristos când a stat de vorbă cu ucenicii. A zis, ascultați-mă, este un decret pe care îl dau. În momentul în care veți decide să rămâneți în mine și vreți să rămâneți în mine, vin pentru voi cu o mare promisiune. Eu rămân în voi. Ce mai mare binecuvântare îți trebuie să știi că în tine și în mine există o astfel de forță divină, o prezență a lui Dumnezeu, care să mă ajute în orice circunstanță a vieții. În orice circunstanță a vieții, când ești la un examen, să știi că Dumnezeu e în tine. Când ești pe stradă și ai nevoie de protecție, să știi că Dumnezeu e acolo. Când ai urcat la volanul mașinii, să știi că un înger e lângă tine. Când ai probleme în familie, să știi că Dumnezeu e acolo să le rezolve. Când poate medicii ți-au dat un diagnostic, chiar dacă ești tânăr, și Dumnezeu e prezent acolo ca medic să le rezolve. Când te confrunți cu păcatele vieții mizerabile, când te confrunți cu întunericul lumii acestea, când te confrunți cu luptele spirituale, să știi că Dumnezeu e în tine. Domnul Iisus a făcut această promisiune. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, pentru că ascultați lecția, morala. Domnul Iisus Hristos vine cu o morală. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Încă din prima zi când m-am născut din nou, încă din prima zi când am auzit vocea lui Dumnezeu, am înțeles dependența mea de Dumnezeu. În creșterea spirituală eu depind de Dumnezeu, în relația mea cu cerul depind de Dumnezeu, în umblarea mea spirituală depind de Dumnezeu, în slujirea mea, în cântarea pe care o aduc înaintea lui Dumnezeu, în vestirea Evangheliei, în descoperirea profetică, în orice activitate religioasă, în lucrarea cu copii, în lucrarea cu adolescenții, în lucrarea de lider în biserică, depind de Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu, nihil sine Deo, nu se poate nimic fără Dumnezeu. Ai nevoie în perimetrul vieții să-L ai pe Dumnezeu la cârmă. În ecuația aceea a vieții să nu lipsească prezența lui Dumnezeu. Dacă lipsește Dumnezeu, știți cum este omul fără Dumnezeu? Știți cum este un tânăr și o tânără fără Dumnezeu? Este ca acel zero pe care îl facem noi înainte de unul. Dar când ai pus un 1 și apoi ai pus un 0, pentru că eu sunt un 0, dumneata ești un 0, dar în față e Hristos. Și când ai pus un 1 în față la 0, ești de 10, va scrie pe ușa inimii tale nota 10, va scrie pe diploma spirituală a vieții tale nota 10, va scrie pe certificatul de naștere din nou prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, omul de 10. Pentru că acolo e Hristos și L-ai lăsat pe Hristos să intre în viața ta și să fii dependent în viața spirituală de Hristos. Nu se poate nimic fără Dumnezeu în viața aceasta. Ca să poți să scapi de acea parte întunecată a dependenței, să poți să scapi de tutun, să poți să scapi de alcool, să poți să scapi de droguri, să poți să fie eliberat din viața imorală, pornografie și sexualitate și așa mai departe, unul singur poate să rupă legăturile. Și acesta e Dumnezeu mărit să fie numele Lui. Vă aduceți aminte când eram păstor aici despre Nicu Pârvu? Vă aduceți aminte, fratele Radu? Sigur își aduce de aminte. În 25 mai, în 2009, dacă bine mi-aduc aminte, a intrat în apa botezului. 3 pachete de țigări fuma pe zi. Biserica s-a rugat pentru el în fiecare zi. Și într-o zi Dumnezeu l-a eliberat. Dați-mi voi să vă spun în seara aceasta, dacă lași pe Dumnezeu în viața ta, și dacă lași pe Dumnezeu să-ți prelucreze inima și dacă l-accepți pe Dumnezeu ca stăpân, ca și guvernator, aș vrea să vă spun, Dumnezeu nu va lipsi din ecuația vieții noastre. Noi, ca să aducem roadă, noi trebuie să înțelegem această dependență de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. În versetul 5, am citat, despărțiți de mine, adică fără de mine, nu puteți face absolut nimic.
Avem odată o discuție cu niște băieți care câștigau bine, foarte bine. Și erau tineri, necăsătoriți, undeva vreo 2500 de euro câștigau pe lună. Acum e mai greu să câștigați atâția bani, nu? Unii poate încă mai câștigați. Și la un moment dat așa am făcut o ședință cu ei și am zis, dragilor, uite, sunt niște cazuri speciale în România și aș vrea să vă provoc să faceți ceva și voi pentru Dumnezeu. La care unul dintre ei îmi zice, cam mult ne ceri. Știți cât le-am cerut? Doar a 10-a parte. Atât. Din 2500, 250 de euro. A 10-a parte. Mult ne cere. Și în momentul acela am pus în față faptul că dacă Dumnezeu nu ți-ar da sănătate, nu te ridica din pat. Doi, dacă Dumnezeu nu ți-ar da vedere, n-ai mai vedea să mergi la muncă. Trei, dacă Dumnezeu nu ți-ar pregăti un loc de muncă, tu n-ai câștiga niciun cent. 4. Dacă Dumnezeu n-ar vrea să binecuvinteze sau nu binecuvintează rodul muncii, tu ai rămâne fără nimic. În cartea Hagai este o expresie biblică că puneți în saci fără fund. Adică, de ce? Casele voastre stau zugrăvite, vă gândiți la exteriorul vostru, vă gândiți să aveți haina cea mai frumoasă, să fiți foarte aranjate și bine faceți. Că o astfel de întâlnire aduce binecuvântare spirituală și sufletească, dar hai să recunoaștem că la astfel de întâlniri vă mai și găsiți partenerul de viață și nu-i greșit. Și Doamne ajută să vă căsătoriți cât mai mulți după seara asta, aici la Elim. Amin? O zic ce-i în vârstă, amin. Domnul să vă binecuvinteze. Și momentul acela... I-am zis, dragul meu, dacă Dumnezeu nu ți-ar da toate aceste lucruri, tu n-ai putea să faci nimic, tu depinzi de Dumnezeu la fiecare secundă de viață. A trecut o zi, a trecut două, au trecut două săptămâni și a venit la mine și a zis, frate Ștefi, am stat și am meditat profund la ceea ce ai spus și este o mare realitate, este o mare adevăr. Și din acea zi a fost omul care s-a implicat foarte mult, n-am să-i dau numele, a fost cândva membru aici, dar acum este în România. S-a implicat foarte mult în lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, înțelegeți în această seară că noi fără Dumnezeu nu putem să facem absolut nimic. Noi depindem în totalitate de Dumnezeu în viața care o trăim, slăviți să fie Domnul. Există o importanță de a fi dependenți de Dumnezeu. Importanța este că în momentul în care noi depindem de Dumnezeu, suntem în cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta aduce valoare și importanță în viața noastră. În noi este cuvântul și noi suntem în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Ce promisiune a făcut Domnul Iisus ucenicilor? În această seară aș vrea să cer binecuvântarea voastră. În această seară aș vrea să învățăm din această lecție că noi depindem în tot ce facem de Dumnezeu. Dacă ne uităm la exemplu ucenicilor, ucenicii nu puteau să facă nimic fără Domnul Iisus Hristos. Când i-a trimis doi câte doi, au depins de trimiterea Domnului Iisus. Când erau pe mare, au depins de Domnul Iisus Hristos. Când erau în pustie și n-aveau ce să dea să mănânce mulțimii de acolo, au depins de Domnul Iisus Hristos. În orice situație a vieții, în cei 3 ani și 6 luni, au remarcat și au învățat lecția dependenței de Dumnezeu și au remarcat în viața lor că nu pot să facă nimic fără Dumnezeu. Știți că este o împrejurare în care vin la Domnul Iisus Hristos și spun, uite, ni s-a adus un tânăr, să ne rugăm pentru el, să le liberăm și n-am putut. Ce s-a întâmplat, Doamne? Și acolo este o lecție că fără Dumnezeu nu se poate face absolut nimic. Dacă ești pe mare, dacă ești în furtună, dacă ești în anumite probleme a vieții, aș vrea să spun în seara aceasta, învață lecția să depinzi de Dumnezeu. Învață lecția să atârni în totalitate de Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Prin acest fapt, prin această acțiune,
Noi avem prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu este în noi. Mlădița are nevoie de viță ca să aducă roadă. Mlădița pentru a aduce roadă are nevoie de viță. Sămânța are nevoie de pământ. O floare ca să crească are nevoie de rădăcină. Noi ca să creștem spiritual și să putem lupta și să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, noi avem nevoie de Dumnezeu. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Nu putem ajunge în împărăția Domnului fără Dumnezeu. Nu putem lupta împotriva problemelor din viața noastră, împotriva lucrurilor cu care vă confruntați în această generație, în această epocă a tehnologiei, a vitezei, a tuturor posibilităților. E adevărat că noi am trăit o altă eră, e adevărat că noi am fost o altă generație și noi am avut ispitele noastre și noi am avut problemele noastre și noi am avut lipsurile noastre. Dar astăzi este cu totul altceva. Mâine s-ar putea pentru copiii voștri să fie cu totul altceva. Dar vă spun în această seară, Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu pe vremea lui Adam și Eva a fost același. Dumnezeu pe vremea lui Moise a fost același. Dumnezeu când Marea Roșie trebuia să fie trecută a fost biruitor. Dumnezeu în pustie a fost același. Dumnezeu cu Gedeon a fost același. Atunci când Gedeon, de frica madianiților, stătea închis în teas și plin de frică bătea grâul în teas, Dumnezeu îi spune, viteazule, tu depinzi de cer. Dacă ne uităm de-a lungul istoriei Bibliei, de-a lungul tuturor generațiilor, dacă ne uităm peste viața prorocilor, a judecătorilor, Dumnezeu a fost același. Ilie era lângă pârâul Chirit, Dumnezeu a fost același. Dacă ne uităm în Noul Testament, Dumnezeu a lucrat cu aceeași putere. Ne uităm la generația de azi, ne uităm la noi, ne uităm la copiii noștri, ne uităm la viața noastră, ne uităm la părinții noștri, Dumnezeu e același. Și pe vreme de pandemie, Dumnezeu rămâne același. Credeți? Credeți? O mână sus dacă credeți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu cred că Dumnezeu e același. Slăviți să fie numele Lui. Eu depind de Dumnezeu, dumneata depinzi de Dumnezeu. Aș vrea să luăm un exemplu din Biblie. Privind la valoarea aceasta și la importanța de a depinde de Dumnezeu și să înțelegem chiar și păsările cerului depind de Dumnezeu în supraviețuirea lor. Și tot ce mișcă pe pământul acesta depinde de Dumnezeu, cu cât mai mult noi depindem de Dumnezeu. Un exemplu care aș vrea să-l iau este celebrul apostol Pavel. Apostolul Pavel care într-o împrejurare spune, deși istoria vieții lui este fascinantă, convertirea lui este deosebită, modul în care Dumnezeu îi vorbește când îi taie calea pe drumul Damascului este o lucrare excepțională, nemaipomenită, lumina aceea care răsare, care se arată din cer, lumina aceea care îi orbesc ochii, era prezența Domnului Iisus Hristos, trimiterea extraordinară a apostolului Pavel este nemaipomenită, dar la un moment dat îl găsim pe apostolul Pavel spunând, a fost o situație în viața mea când Dumnezeu mi s-a descoperit într-un mod aparte. A fost o situație și vreau să vă spun despre un om pe care aș vrea să spun Dumnezeu l-a răpit la cer, nu știu, un trup sau fără trup. Vorbea despre el însuși. Și momentul acela a răpirii, auzi niște lucruri care nu se pot spune la urechea omului, nu pot să ajungă. Nu spune Biblia a văzut, a auzit. Auzi niște lucruri care nu pot să ajungă la ureche omenească, la urechea noastră de om omenesc, de muribund de pe pământul acesta. Și citim doar a doua parte a versetului în jos, versetului 7, unde el spune așa. Mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei ca să mă împălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns. Și ascultați ce scoate omului Dumnezeu Pavel în evidență în citatul acesta. Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Apostolul Pavel în circumstanța aceasta scoate în evidență cât de important este ca el să fie dependent de Hristos. În această seară vreau să scot în evidență că noi suntem oameni slabi,
Suntem oameni vulnerabili. Eu nu pot lupta cu păcatul. Voi nu puteți lupta cu păcatul. Știți cine luptă pentru noi? E Domnul. Dar am ceva în mine. Am o putere care mă ține pe stâncă. E Duhul Sfânt. Eu ca om nu pot lupta. Dar cel ce este în mine, cel ce este în noi, acela duce bătălia. Acesta e Domnul. Acesta e Duhul lui Dumnezeu. În slăbiciunile noastre, în falimentele noastre, în corigențele noastre, în dependențele noastre întunecate, în lipsurile noastre care le trăim spiritual, acolo Dumnezeu poate să intervină. Și momentul în care Dumnezeu intervine, spune prin Apostolul Pavel, în slăbiciunile mele, puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită. Căci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Este o cântare pe care noi o cântam când eram copii mici. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu, cu atât tu te vezi mai mare. În momentul în care te vezi mic și te vezi slab și ești neputincios, îl faci pe Dumnezeu mare. Dumnezeu în măreția Lui va lucra în viața ta și în viața mea. Lăudați să fie Domnul! Noi ca și Apostolul Pavel depindem de Dumnezeu pe plan spiritual. Versetul 14 din Psalmul 145, Domnul sprijină pe toți cei ce cad. Ce face Dumnezeu când trăim astfel de experiențe? Primul lucru pe care îl face Dumnezeu când noi depindem de El și lui Dumnezeu îi pasă de cei care depind de El. Pentru că toți copiii lui Dumnezeu depind de El. Noi ca și copii, spuneam la început, depindem de tata și de mama. Dumnezeu ne este stăpân, dar ne este și tată. Noi ca și copii depindem de cer. Dumnezeu, pe lângă faptul că e Tatăl nostru, este și stăpânul, guvernatorul vieții noastre. Și noi depindem de împărăția lui Dumnezeu. Te întreb în seara aceasta, faci parte din împărăția lui Dumnezeu? Faci parte din împărăția lui Dumnezeu? Ai vrea să faci parte din împărăția lui Dumnezeu? Ai vrea să depinzi de împărăția lui Dumnezeu? În Faptele Apostolilor, capitolul 8, Biblia ne prezintă două personalități. E vorba de Filip, care predică Evanghelia în Samaria și este vorba de un ministru de stat care vine la Ierusalim să primească credința, să găsească credința, nu o găsește acolo. Două împărății diferite. Filip făcea parte din împărăția lui Dumnezeu, famenul făcea parte dintr-o împărăție omenească. Însă Dumnezeu avea în plan să îl mântuiască pe famenul etiopian, să depindă de împărăția lui Dumnezeu și să aibă o nouă identitate și o nouă cetățenie. Aș vrea să te întreb în această seară, din ce împărăție faci parte? De ce împărăție depinzi? Depinzi doar de împărăția lumii trecătoare? Sau depinzi de împărăția lui Dumnezeu? Viața aceasta este scurtă. N-am venit din România să vă speriu. N-am venit din România să vă spun că mâine s-ar putea să nu mai fiți. N-am venit din România să vă spun că pandemia aceasta s-ar putea să nu se mai termine niciodată. Nu știu ce va fi mâine, ce va fi poi mâine, dar am venit să vă spun în această seară, dacă vrei să depinzi de Dumnezeu, voi putea proclama și putem proclama în seara aceasta, Emanuel, Dumnezeu e cu noi. Dacă vrem ca în slăbiciunile noastre și în viața cotidiană și în viața spirituală să depindem de Dumnezeu, vom putea spune ca Apostolul Pavel, Dumnezeu e gata să sprijine, Dumnezeu e gata să ridice și în slăbiciunile mele puterea Lui se face desăvârșită. Haleluia! Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Tineri dragi, aș vrea să vă dau un exemplu frumos. Ca să vedeți cât de mult contează să crezi în Dumnezeu, chiar dacă ai o minte de copil, poate, chiar dacă n-ai trăit experiențe mari, dar să te uiți la părinții de care ai depins, părinții care te-au crescut, dar uitați-vă și la părinții spirituali, uitați-vă la pastorul dumneavoastră,
Uitați-vă la ceilalți care v-au fost păstori, uitați-vă la înaintașii credinței și învățați de la ei. Dacă sunt în seara aceasta aici și predic Evanghelia, este că am învățat în viața mea să depind de Dumnezeu. Și am înțeles că prin dependența aceasta de Dumnezeu, în tot ce fac, primesc binecuvântarea, dar primesc și rezolvarea problemelor din viața mea. O fetiță de 5-6 anișori vedea că în fiecare zi tata și mama se rugau pentru frățiorul ei. S-a născut al doilea copil în familie, poate ai în familie, poate ții în brață ca mamă, ca tată, sau poate ai un frățior, o surioară, care are nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Familia aceasta în fiecare zi se ruga și spuneau: fă, Doamne, o minune pentru copilul nostru. Erau conștienți că minunea aceasta nu o poate face decât Dumnezeu, pentru că era nevoie de o intervenție chirurgicală care costa foarte mulți bani. Chiar aseară m-a sunat un prieten din România și îmi spunea: în județul nostru este un caz și trebuie să-i se facă operație și costă operația 8.000 de euro. Dar vă vorbesc de un alt caz care costa cu mult mai mult de 8.000 de euro. Și în fiecare zi se ruga tata și mama, spunea: Doamne, fă o minune, fă o minune. Fetița de 5 anișori. Și-a luat pușculița ei de bănuți, monedele care le avea, și s-a dus la farmacie. Și momentul în care a ajuns la farmacie, fiind și micuță, tijgheaua aceea, masa, tăraba care era acolo, geamul acela, oglinda aceea era mai sus și farmacistul nu putea vedea. Mai mult decât atât, farmacistul discuta cu o persoană care era în farmacie, un bărbat bine îmbrăcat, frumos, prezentabil, educat. Vorbeau despre amintirile vieții lor, erau frați și nu se văzuseră de ceva vreme, și când a venit în oraș fratele lui, s-a dus direct la farmacie să-și întâmpine, să se întâlnească cu fratele lui, să povestească și apoi după program să meargă la el acasă. Și stând de vorbă, fetița la un moment dat și-a pierdut răbdarea și-a bătut cu mânuța ei în tijgheaua aceea. S-a uitat farmacistul: a, ce dorești? La care fetița spune: vreau să cumpăr o minune. Minune? Noi avem decât medicamente aici. Noi nu avem minuni de văzare. Fetițo, te rog frumos, uite că sunt foarte ocupat, a venit fratele meu, stăm de vorbă, du-te acasă, du-te la magazin, du-te cumpără-ți niște bomboane, du-te cumpără-ți niște ciocolată și du-te acasă. La care fetița spune: nu plec de aici, vreau să cumpăr o minune. Fratele venit de departe, era un medic chirurg, trimis de Dumnezeu acolo, pentru că ăsta e Dumnezeul minunilor. Se uită la fetiță și zice: dragă, chiar vrei să cumperi o minune? Spune-mi despre ce e vorba. Și fetița își arată mânuțele pline de monezi mici, de cenți, de eu știu, nu avea nici măcar o hârtie, numai moneduțe și monede. Ce, uite, ăștia sunt toți banii care pot să-i dau pentru minune. Mama și tata se trezesc dimineața la amiază și seara și ori de câte ori au ocazia, se roagă pentru frățiorul meu de 2 ani: Doamne, numai o minune îl poate scăpa pe frățiorul meu. Și atunci medicul chirurg și-a dat imediat seama că este vorba de o boală grea. A luat bănuții acelei fetițe, i-a băgat în buzunar și a zis: cu bănuții ăștia cumpărăm o minune. A luat-o de mânuță, s-a dus în familie, au făcut programarea și operația s-a făcut gratis. Pentru că familia, părinții acelui copil bolnav au înțeles că în problema aceasta ei depind numai de Dumnezeu. Cu o mână omenească nu-i poate ajuta. Cu o intervenție omenească nu-i poate ajuta, că nici măcar banii nu-i poate ajuta. Sunt situații în viața noastră când nu ne pot ajuta banii, când nu ne pot ajuta relațiile, când nu ne pot ajuta prietenii, când nu ne pot ajuta părinții, când nu ne poate ajuta societatea, dar ne poate ajuta Dumnezeu. Gloria Lui în veci.
Aș vrea în această seară să înveți că dacă depinzi de Dumnezeu, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu este gata să ridice, Dumnezeu este gata să sprijine în fiecare zi. Pe umerii noștri apasă responsabilitățile vieții, lupta cu păcatul, atracții, provocări, problemele din viața noastră, probleme de sănătate și așa mai departe. Dar în problema aceea de sănătate, apostolul Pavel spunea: în slăbiciunile mele, l-am rugat pe Dumnezeu de 3 ori să ia țepușul acesta, dar în slăbiciunile mele, în falimentele mele chiar, Dumnezeu se face desăvârșit. Să învățăm în seara aceasta împreună și să spunem din toată inima: Doamne, vrem să depindem de Tine. Țepușul din viața lui Pavel a fost pus cu un scop. Anumite încercări din viața noastră sunt îngăduite de Dumnezeu cu un scop. De multe ori vă gândiți de tineri, la 10, la 12, la 13 ani, de ce trecem prin atâtea încercări? De ce confruntăm atâtea situații în viața noastră? Vă aduceți aminte de o tânără din Biblie cu numele Hadasa? Știți despre cine vorbesc? Știți? Estera. Știți că Estera a trăit o mare dramă în copilăria ei? Și a pierdut cei 2 părinți, atât tata cât și mama. Știți că Estera a trebuit să fie înfiată de cine? De Mardoheu. Cine a fost Mardoheu? Să nu vă grăbiți să spuneți unchiul, că n-a fost unchiul ei. A fost verișorul ei. Și Mardoheu a luat-o de suflet, a înfiat-o pe Estera. A trăit o mare dramă în copilăria ei, în perioada aceea, că Biblia spune, a înfiat-o pe Estera, pe Hadasa. A trăit o mare dramă și ne gândim: de ce, Doamne, de ce ai îngăduit? Pierzi un tată, pierzi pe tata și pe mama, pierzi amândoi părinții, o astfel de dramă. De ce, Doamne? Și ne uităm la educația care o primește Estera, la decizia care se ia în dreptul lui Estera. Și vreau să vă spun că încercarea din viața lui Estera îi formează caracterul ei. Atunci când suntem îngăduiți să trecem prin anumite circumstanțe neplăcute în viață, s-ar putea ca acele circumstanțe să ne formeze caracterul. Ai dat un examen și l-ai căzut și ai zis: Dumnezeu nu m-a ascultat. Ba da, Dumnezeu a fost acolo, te-a ajutat a doua oară. Ai trecut printr-o situație grea în viața financiară și ai spus: Dumnezeu pe mine nu mă binecuvintează. Ba da, are în plan să te binecuvinteze. Ai haine pe tine? Ai haine? Ai mâncat ceva astăzi? Așa e că ați mâncat? Încă bine în Spania se mănâncă. Soția mea, nu știu, așa s-a întâmplat că de când suntem veniți, tot pe la masă ne-a prins și faceți câte o poză. Am făcut poză și o zic: când vii acasă cu Marcus, vă duc la sala de sport. Și a zis: om, face și sacrificiul ăsta. Am un prieten foarte bun, numele lui este Tinu Iepure, un pastor, și când mai mergem în misiune, lucrarea lui Dumnezeu, ne așează frații la masă: frate Ștefi, câte ispite sunt aici, dar zice, le-o îmbirui și sarmalele, și friptura, și prăjitura, le-o îmbirui cumva. Așa este, da? Frații, când vii, te primesc cu drag, te pun la masă să mănânci, o îmbirui și asta. Ați avut ce să mâncați? Ați avut ce să îmbrăcați? Aveți ce să îmbrăcați? Aveți un loc de muncă? Aveți o școală bună unde studiați? Toate acestea sunt binecuvântările lui Dumnezeu, nu vă lipsește nimic. Nu mai spuneți că sunteți în faliment, nu mai spuneți că sunteți părăsiți de Dumnezeu, nu mai spuneți că n-aveți viitor și n-aveți binecuvântarea lui Dumnezeu. Sunteți foarte binecuvântați de Dumnezeu! Chiar dacă trecem prin încercări și momente grele în viață, știu și am trăit și am experimentat și am fost tânăr și de multe ori stăteam singur cu Dumnezeu de vorbă și spuneam: vreau asta, vreau asta, vreau asta. Mai ales când mi-am dat seama că se apropie o vârstă, zic: vreau și eu să mă căsătoresc. Vreau să fie așa, vreau să fie așa, vreau să fie așa. Așa mi-a dat Dumnezeu, e adevărat, cum i-am cerut. Dar n-am cerut mai mult decât ceea ce merit. Și aș vrea să spun în această seară că Dumnezeu îți dă ceea ce meriți. Și Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvinteze, să fiți copiii lui Dumnezeu, binecuvântați de Dumnezeu, ascultători de Dumnezeu, ca să primiți binecuvântarea Lui. Dependența totală de Dumnezeu este semnul adevăratului slujitor.
Dependența totală de Dumnezeu este, doi, semnul adevăratului născut din nou. Dependența totală de Dumnezeu este semnul garanției că vei moșteni cerul. Dependența totală de Dumnezeu este liniștea și bucuria care o ai în suflet. Dependența totală de Dumnezeu este că nu te vei clătina orice s-ar întâmpla în viața aceasta. Orice veste ar veni, de aproape sau de departe, vei rămâne pe stâncă, pentru că într-o zi Hristos i-a pus piciorul pe stâncă. Slăvit să fie numele Lui, și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și despre Domnul Iisus Hristos putem spune că a depins de Domnul, de Dumnezeu. Versetul 19 din Ioan, capitolul 5. Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Noi depindem de Dumnezeu în viața de zi cu zi, în viața cotidiană, în umbletele noastre, în alergările noastre, depindem din punct de vedere material și depindem din punct de vedere spiritual. Și vreau să închei mesajul aducându-vă un exemplu despre o doamnă cu numele James. Femeia aceasta din Statele Unite depindea de un loc de muncă. Avea doi copii, avea un soț tânăr și frumos. Întâmplarea aceasta am studiat-o cu lux de amănunte, am plâns cu lacrimi atunci când am studiat întâmplarea aceasta. S-a întâmplat în urmă cu aproximativ 15 ani, când această doamnă și-a pierdut locul de muncă. După ce și-a pierdut locul de muncă, soțul a început să îi obiecteze acest lucru și oarecum s-au iscat anumite neplăceri în viața de familie, certuri și așa mai departe. El mergea la muncă, ea ducea fetele la școală, avea două fete, le ducea la școală, la grădiniță, la școală, mă rog, ce vârstă aveau. Și în toată perioada aceasta singurătății, fiind fără servici, fiind fără Dumnezeu, neștiind că există deasupra tuturor lucrurilor un Dumnezeu, a început să cadă în depresie, în anxietate. Atâtea gânduri au trecut prin mintea ei și azi un pic și mâine mai mult și mai mult, a început să folosească droguri. A căzut în depresia aceasta, a căzut în păcatul acesta. Mai târziu a ajuns să vândă droguri. Certurile din familie erau din ce în ce tot mai mari. Soțul a părăsit-o. Pentru un an de zile a rămas singură, copiii au fost luați de stat. A ajuns pe străzile orașului, a ajuns în cea mai mizerabilă viață posibilă. După un an de zile s-a împăcat cu soțul ei și fiind acum amândoi împreună, se ocupau amândoi de vânzări de droguri. Mai târziu, după o perioadă de timp, aproximativ 6-7 ani, au fost prinși, au fost condamnați la închisoare. I-a făcut o perioadă închisoare de 2-3-4 ani de zile aproximativ. Lui s-a dat 7 ani de închisoare. În perioada aceasta, când ea a fost eliberată, el încă era în închisoare, vroia să-și ia viața. Și a planificat totul. Pentru că toate aceste părți întunecate din viața unui om pot să ducă într-acolo. Asta vrea diavolul. Și totul era planificat, vroia să-și ia viața. La un moment dat a zis, vreau să las un mesaj pe mail soțului meu, dacă vreodată îl va mai citi. Și când și-a deschis calculatorul să lase acel mesaj, a găsit o reclamă acolo, conferință de tineret, parafrazez aici, la Biserica Pentecostală Elim din Rocheta de Mar, dependenți de Hristos. A găsit undeva sus un afiș, Biserica Apostolică Engleză organizează o conferință pentru cei dependenți de droguri, tutun, pornografie, jocuri de noroc, vă invităm cu drag, vrem să vă fim alături, vrem să vă ajutăm! Și a zis, ce pierd să merg și eu? S-a dus acolo, era nimănui, în disperarea vieții. În momentul în care a intrat înăuntru, tot mesajul și toată lecția biblică a fost numai pentru ea, așa face Dumnezeu.
Îi se părea că numai ei îi se vorbește. Îi se părea că e singură acolo și nimeni nu mai este lângă ea. A fost ziua, seara în care ea și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun, nu mai rețin exact numele acelei misiuni care a deschis-o, astăzi este directoarea unei astfel de misiuni, unei astfel de centru de remediere, de consiliere, de restaurare a celor dependenți de droguri. Dumnezeu a binecuvântat-o cu viață veșnică, Dumnezeu a binecuvântat-o să iasă soțul din închisoare și să-l primească și el pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a binecuvântat să-și poată recupera cele două fete de la stat. Familia aceasta astăzi sunt dependenți de Dumnezeu și se ocupă de alții care sunt dependenți de anumite păcate din viața lor. Aș vrea să închei spunându-vă, dragii mei, vreți să ne rugăm spunând lui Dumnezeu o rugăciune, Doamne, vrem să depindem de Tine și numai de Tine. Pentru că dependența de Tine aduce binecuvântare în viața noastră și în slăbiciunile noastre puterea Ta se face desăvârșită. Dragii mei, gândiți-vă în această seară că puteți să primiți binecuvântarea de la Dumnezeu, aveți posibilitatea să întindeți o mână și Dumnezeu să vă dea. Aveți posibilitatea să rostiți un cuvânt și Dumnezeu să-l împlinească. Aveți posibilitatea în seara aceasta să-i spuneți Domnului, Doamne, nu vrem să mai depindem de anumite lucruri care afectează viața noastră spirituală, ci vrem să depindem de Tine. Dacă este vreun tânăr, vreo tânără aici care încă nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, care are astfel de probleme, hai să vă spun un exemplu foarte frumos din Biserica Elim. O seară de luni era misiunea Speranța în Biserica Elim. Când după ce s-a terminat slujba, spre final m-am ridicat, eram pastorul bisericii atunci și am spus, în această seară, dacă sunt fete care vor să-și arunce poșetele la picioarele Domnului, s-o facă. Dacă sunt băieți care vor să-și arunce buzunarele la picioarele Domnului, s-o facă. Știți la ce mă refer? În poșetă pot să fie lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. În buzunare poate să fie pachetul de țigări, poate să fie pungulița aceea mică de droguri, poate să fie un gând păcătos, poate să fie dorința aceea de sexualitate, pot să fie la nivelul minții imaginile acelea pornografice, pot să fie atâtea lucruri neplăcute înaintea lui Dumnezeu. N-a avut nimeni curajul să arunce poșeta în față. Dar a doua zi, o tânără care acum locuiește în România a venit și a zis, frate Ștefi, eu am aruncat poșeta la picioarele Domnului. Cred că n-am spus asta niciodată bisericii Elim până azi. Am aruncat poșeta la picioarele Domnului și la următorul botez a intrat în apa botezului și a declarat că îl va sluji pe Dumnezeu până la moarte. A binecuvântată Dumnezeu, are familie, au copii, locuiesc acum în România. Ăsta e Dumnezeul minunilor. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, vrei să depinzi de Domnul? Vrei să arunci totul la picioarele Domnului? Și să începi o viață nouă cu Dumnezeu? Și să spui din seara aceasta, Doamne, eu am nevoie de Tine. Nihil sine Deo, nimic fără Tine, Doamne, în ecuația vieții mele, în perimetrul vieții mele, în alergările mele, în călătoria mea, în drumurile mele de muribund pe pământul acesta, vreau să-mi fii stăpân. Orice s-ar întâmpla, te iau în inimă, Doamne, te port în inimă. Nu pleca fără Dumnezeu în seara aceasta de aici. Urmează să cântăm împreună cu grupul de laudă o cântare și apoi vrem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați înaintea Domnului și vreau să vă spun în timp ce se pregătește cântarea aceasta. Pianul va cânta, instrumentele vor cânta, vocea va cânta. La o conferință s-a pus întrebarea, este cineva aici care are curaj să plece fără Dumnezeu? Sunteți sute de tineri în seara aceasta aici. Suntem mai multe persoane în seara aceasta aici care într-o zi ne-am întâlnit cu Domnul, dar poate sunt persoane care încă nu s-au întâlnit cu Domnul. Aș vrea să-L întreb în această seară, au curaj să plece fără Dumnezeu? Frate Petrica, ai curaj să pleci fără Dumnezeu? Frate păstor, ai curaj? Eu n-am curaj. Tineri dragi, aveți curaj? Eu n-am curaj să plec fără Dumnezeu, deși îl slujesc pe Dumnezeu din copilărie, nu plec fără Dumnezeu. Dragii mei frați de la Malaga, aveți curaj să plecați fără Dumnezeu? Cei de la Castel? Cei de la Castelion, aveți curaj să plecați fără Dumnezeu? O tânără a luat un pix
a luat o foaie și a scris cu mâna ei: eu n-am nevoie de Dumnezeu, eu plec fără Dumnezeu. Știți cât de departe a ajuns? La primul bulevard, nefiind atentă la drum și la traversarea bulevardului, a lovit o mașină, a intrat în comă și până la spital a decedat. Mămica ei de urgență a venit la spital. Știa că este o tânără mai, să nu spunem prea multe. Repede s-a uitat în poșeta ei și în poșeta ei a găsit un bilețel: plec fără Dumnezeu. S-a prăbușit acolo în spital și a zis: Doamne, de ce? Și ne punem întrebarea de ce, și îmi pun și astăzi întrebarea după atâta timp spunându-vă întâmplarea aceasta: de ce? Și răspunsul este clar: a avut curaj să spună că n-are nevoie de Dumnezeu, nu vrea să depindă de Dumnezeu, pleacă fără Dumnezeu. Să nu pleci fără Dumnezeu din locul acesta, depinzi de Dumnezeu. Aș vrea să închidem ochii în timpul acestei cântări. Dacă sunt aici tineri și tinere, împreună cu fratele Radu vrem să ne rugăm pentru dumneavoastră și cu ceilalți slujitori, fratele Dani Mocan, presbiter, poate să vină în față, și alții dacă mai sunt. Vrem să ne rugăm pentru voi în seara aceasta. Iisus, rănile te confrunți cu atâtea lucruri în viață. În această seară le poți spune lui Iisus. În această seară poți să pleci la picioarele Domnului, să spui: Doamne, am nevoie de Tine, vreau să depind de Tine, Doamne, în totalitate. Haideți să cântăm și apoi ne vom ruga înaintea lui Dumnezeu. Iisus, orice îndoieli vor muri, toată teama o voi lăsa în urma mea. Când în cer vom ajunge, aleluia, o ce zi glorioasă, laudă-L pe Domnul, ridică mâna și laudă-L pe Domnul. Înalță numele Domnului în seara aceasta. Onorează numele Domnului, Cel ce este viu e Domnul. Aleluia. Mărire Domnului Iisus, mărire Domnului Iisus Hristos. Când în cer vom ajunge, aleluia, o ce zi glorioasă atunci va fi. Mărire Domnului. Într-o clipă vom fi schimbați orice zi. Vine o zi când liber vom fi, Iisus, când lupta noastră se va sfârși. Aleluia, mărire Domnului Iisus. Gloria Ta, slavă Ție, Doamne, gloria Ție, gloria Ție, Doamne, gloria Ție, Dumnezeule, roagă-Te acolo unde ești, cântă spre gloria lui Dumnezeu, iar dacă simți îndemnul, roagă-Te, vine o zi a întâlnirii cu Dumnezeu, vine o zi în care ne vom întâlni cu Domnul. Aleluia!
zi îl vom întâlni. Pe Iisus copleșit de-a sămare har, îți mulțumim pentru harul tău. Și într-o clipă vom fi schimbat. Atinge fiecare inimă, fiecare minte, fiecare suflet. Într-o clipă vom fi schimbat. Aleluia. Într-o clipă vom fi schimbat. O, ce zi. Aleluia. Când în cer vom ajunge, vom ajunge, cerul se va deschide pentru tine într-o zi. O, ce zi. Cerul te va primi cu bucurie. Domnul ne-a promis cerul. Aleluia! Aleluia! Trăiască Domnul în veci de veci. Fața Lui o vom privi. Mărire Domnului, mărire Domnului. Poezia Tâlharul, autorul spune: Iisus, acest arhanghel cu veșminte sclipitoare, părunuia lui nici brâul, nici cămașa de nisoare, dar privirea e blândă, el e și-a căzut grămadă. Cum, dar cine ridică ochii lui nu pot să creadă? Și luându-l blând cu sine, strălucitul voievod, lângă tron ducându-l zise: el mi-a fost întâi rod. Vine ziua când îl vei vedea pe Domnul. Tineri dragi, spuneam în seara aceasta și nu era programat în subiectul din această seară să vă spun întâmplarea cu fetița despre acea minune, dar fratele păstor Radu Galia mi-a dat un bilet și vă rog și vă chem insistent, știți că Dumnezeu și prin tineri poate să facă minuni. Poate să facă Dumnezeu minuni. Ați auzit despre David Wickelson? Avea 11 ani când a venit de la școală într-o zi și plină curtea era de salvări și de medici, că bunicul lui, pastorul Road, unul din oamenii lui Dumnezeu de atunci, era pe moarte. Și când David Wickelson, care avea doar 11 ani, atunci a auzit vestea, s-a dus în pivnița casei și urla înaintea lui Dumnezeu și striga: fă-l rece pe bunicul. El se referea să-i scadă febra și spunea: fă-l rece pe bunicul, vindecă-l pe bunicul. Și a auzit strigătele lui, părinții din pivnița casei s-au dus repede, l-au luat pe David Wickelson și l-au dus în dormitorul unde bunicul era pe moarte și a zis: roagă-te pentru bunicul tău. Și s-a aruncat peste Road, peste bunicul lui, și a strigat: Doamne, vindecă-l pe bunicul. A fost prima minune pe care Dumnezeu a făcut-o prin David Wickelson la 11 ani. Vreau să vă spun în seara aceasta că aici pe biletul acesta scrie și mulți ne urmăresc online și toți care ne urmăresc să se unească cu noi și ne unim cu toți. Scrie așa: dacă binevoiți, ascultați modul cum se adresează. Este vorba de Adrian Lupășteanu. Dacă binevoiți să vă rugați înaintea lui Dumnezeu, pentru că Samuel, fratele meu, se află în comă de ieri și doctorii nu-i mai dau nici o șansă de viață, dar Dumnezeu poate să facă o minune. Doamne, cumpărăm o minune, o cumpărăm de la tine, o cumpărăm prin rugăciune. Doamne, te rog, dă-i viață lui Samuel. Credeți că poate Domnul să-i dea viață?
Credeți că se poate Dumnezeu ocupa de el în seara aceasta? Credeți că Dumnezeu se poate ocupa și de voi în seara aceasta? Haideți să intrăm în rugăciune. În timpul rugăciunii, pe lângă faptul că ne rugăm pentru Samuel, dacă sunt aici persoane care vor să vină în față, chiar dacă nu vom trece printre rânduri, chiar dacă nu vom atinge neapărat cu punerea mâinilor, dar aici, aproape de dumneavoastră, vrem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să facă Dumnezeu o minune în seara aceasta, ca începând din această seară să depindem numai și numai de Dumnezeu. Intrăm în rugăciune cu credință, închide ochii, roagă-te, ridică o mână înaintea lui Dumnezeu, acolo unde te afli. Dumnezeu te ia de mână, Dumnezeu îți ascultă rugăciunea, Dumnezeu aduce vindecare, Dumnezeu aduce liberare, lanțurile vor cădea, legăturile vor cădea, depresia va dispărea, acele poate dependențe care le ai în viață și nu le știe numai Dumnezeu, Dumnezeu le poate îndepărta. Dar să zice în seara aceasta cu toți împreună: Doamne, dă viață lui Samuel! Chiar dacă medicii nu-i mai dau nicio șansă de viață, Tu ești viața! Tu ești medicul medicilor! Tu, Doamne, mai scrie zile pentru el în cartea vieții! Mărit să fie Domnul! Să ne rugăm, să ne rugăm, să ne rugăm!